Consiliul de coordonare, programat pentru data de 11 ianuarie, ar putea fi decisiv pentru soarta Federației Naționale Mine Energie. Asta în cazul în care fie se va decide ca Marin Condescu să se retragă din munca sindicală, fie vor decide membrii Consiliului că este nevoie de organizarea unui congres, așa cum mai multe voci din cadrul organizației o cer. O altă variantă pe care liderii de sindicat nu exclud este suspendarea lui Marin Condescu din fruntea organizației sindicale, fiind nevoie de votul la 50% plus 1 din participanții la Consiliu. Ion Rușet se află printre cei favoriți să-i preia locul lui Marin Condescu. Acesta este prim vicepreședintele Federației și se numără printre cei care susțin nevoia de schimbare. În cadrul Consiliului de Coordonare se va discuta și despre obiectivele pe care Federația le are pentru anul 2014, după eșecul înregistrat anul trecut în negocierile cu administrația.